Hristos a înviat, dragilor! Bine ați venit la această ediție de sărbătoare Sport Arena la zi! Hristos a înviat, bine ați venit la Sport Arena la zi! Marea familie a sportului este plină de oameni prețioși care își împart momentele lor de sărbătoare cu o lume întreagă. Și cum altfel ar fi mai potrivit dacă această zi sfântă ar fi împărțită cu oamenii dragi în această minunată familie? De la handbal la canotaj, de la basket până la kempo, volei sau atletism, invitații noștri de astăzi țin cu sufletul la gură o lume întreagă. Nume mari din lumea sportului au ales să-și petreacă sfintele sărbători de Paști alături de noi. Marea doamnă a canotajului românesc și una dintre cele mai iubite sportive ale tuturor timpurilor, Elisabeta Lipă. Singura româncă din comitetul executiv al Federației Internaționale de Handbal și o jucătoare de talie mondială, Narcisa Lecușanu. Basketbalistul care a cunoscut succesul atât în NBA cât și în România alături de CSO Voluntari, Malcolm Lee. Valentin Ghionea, un nume mare al handbalului internațional și capitanul echipei Dinamo București. Multipla campioană la atletism, Cristina Spânu. Câștigătoarea unui număr impresionant de trofee atât în România cât și în Elveția, Franța sau Germania și o voleibalistă de excepție, NECA. Și multipli campioni mondiali care au cucerit inimile a milioane de români, Amato, Iani și Yamato Zaharia, își vor deschide sufletele și cuferele cu amintiri. Pentru a afla cu ce povești au venit și ce dezvăluiri vor face așii sportului, rămâneți alături de noi! Venit din cel mai spectaculos campionat al lumii, direct din Statele Unite, Malcolm Lee alături de noi astăzi adună trofee după trofee cu CSO Voluntari, chiar aici în România. Malcolm Lee a învățat ce înseamnă basketul profesionist în cel mai urmărit campionat din lume, NBA, și a făcut performanță la toate echipele pentru care a jucat. Îndrăgitul basketbalist a debutat în echipa celebrei facultăți UCLA și a cunoscut gustul succesului cu Minnesota Timberwolves. După mai multe rezultate frumoase alături de echipe renumite din diferite colțuri ale lumii, Malcolm este în prezent membru de bază al CSO Voluntari, alături de care a câștigat de două ori Cupa României. Dar Alice, unui campion stă bine între campioni, așa că în platoul avem și pe Vali Ghionea, un nume mare din handbalul românesc. Valentin Ghionea este una dintre legendele handbalului românesc și a adus contribuția pentru echipe de top din țară și din străinătate, iar pentru Naționala României a jucat 135 de meciuri în care a înscris 681 de goluri. Capitanul echipei Dinamo București este handbalistul român cu cele mai multe partide jucate și goluri marcate în istoria Ligii Campionilor și se poate lăuda cu o multitudine de titluri și trofee, printre care se numără Cupa României și Cupa Ungariei. Bine ați venit, dragilor! Bine ai venit, Malcolm! Bine ai venit, Vali! Ai revenit, noi așa, alături de noi și astăzi stăm puțin de vorbă despre sărbătorile de Paște. Pentru că, după cum bine știți, sportivii nu sunt niciodată atât de aproape de casă pe cât am vrea noi și ar vrea ei să fie. Vali, așa este, nu-i așa? Așa este. Deplasările pe care le facem, cantonamentele în care mergem să muncim, ne țin departe de casă, de familie. Într-adevăr, nu este foarte ușor, dar ne obișnuim. Asta este viața de sportiv și trebuie să o luăm ca atare. Malcolm, vrem să vorbim și despre cum ți-ai petrecut tu sărbătorile de Paște la tine acasă, pentru că știm bine, tradițiile sunt ceva diferite, nu-i așa? Well, yeah, growing up, typically my family used to host Easter at my house and from there, we'll invite family and friends over, have a cookout, and I remember the highlight of that time was all the little kids would get together and paint eggs and have an Easter egg hunt at the end.
Tu ai avut vreodată un astfel de egg hunting și ai și câștigat sau gustul competiției a rămas doar pentru basket? Yeah, I typically always won. I'm a real competitive guy, just being a sportsman. But Da, Vali, într-o carieră atât de importantă, întinsă pe atât de multe sezoane, ai traversat foarte multe sărbători de acest gen. Ce amintiri plăcute ai de Paște? Te-a prins în cantonamente, te-a prins în deplasare, familia aproape de tine sau departe de tine? Având în vedere că am jucat în străinătate foarte mulți ani, am avut norocul să joc în țări care preponderent au o populație catolică și... am avut noroc, spun asta, pentru că sărbătoream de două ori într-un an, sărbătoream Paștele și pentru catolici și pentru ortodoxi. Fără să se pună kilogramele, Vali, fără să se pună kilogramele. Fără să se pună kilogramele, da. Aveam pauza, de obicei o aveam de sărbătoarea de Paște a celor catolici, dar eu fiind ortodox, trebuia să sărbătoresc și pentru catolici și pentru ortodoxi. Și o făceam cu mare plăcere, aveam colegi și ortodoxi și catolici și... Este o amintire plăcută. Într-adevăr, s-a întâmplat foarte, foarte mulți ani să sărbătorim în acest fel. Deci o sărbătoare la dublu am putea să o numim, nu-i așa? Și, în definitiv, cred că este și foarte interactiv pentru tine și ai împărțit și câteva opinii. Dar ce vreau eu să știu, pentru că am o curiozitate, toți am fost copii și toți am avut și câte o pățanie câteodată de Paște, că a fost ea cu ouăle, că le-am furat, că le-am ascuns. Îți aduce aminte de ceva de genul acesta din copilărie, când poate, nu știu, ai făcut ceva de care ți-aduce aminte cu drag? O singură dată eram copil și, într-adevăr, am scăpat coșul cu toate ouăle de Paște și... În timp ce le duceai la masă? În timp ce le duceam la masă, exact înainte să încercăm să ciocnim ouă de Paște, am scăpat coșul, am primit o ceartă zdravănă pe atunci, pentru că așa erau vremurile, dar până la urmă a fost totul ok. Da, Malcolm, ce ți-au povestit colegii din România, colegii de echipă, despre această mare sărbătoare, cum se petrece la noi în țară? I'm not too familiar with the tradition. I do know, however, that you guys have something with knocking of the egg. I know a couple of my teammates mentioned that that them and their family does during the Easter tradition. But other than that, I'm not too familiar with it. Nu ai încercat niciodată acest ciocnit al ouărelor, Malcolm? I haven't tried it. Hopefully, do we have some eggs today? Maybe we could... Exact. Putem să încercăm chiar acum și te invit să vii alături de mine și să vedem și să-i arătăm lui Malcolm cum se face la noi în România. Te rog! O să-ți dau unul dintre ouă, o să-l ții în mână. Eu o să iau celălalt ou. Eu o să spun Hristos a înviat și tu o să-mi răspunzi adevărat? Adevărat. A? Înviat? Înviat. Extraordinar! Hristos a înviat? Adevărat? A înviat. Ce să facem? Ai pierdut, Malcolm, din păcate. Asta e, am câștigat și eu odată, dă-mi-le mie, ca să nu facem aici dezastru. Iată că am și reușit acest lucru. Deci, i-am arătat și lui Malcolm. Ionel, ce înseamnă tradiția noastră? Și să știi, Malcolm, că eu de fiecare dată pierd la acest joc și acum este prima dată când am câștigat. Da, și iată, în cel mai important moment, Alice a reușit această victorie, nu? Care va conta fără doar și poate pe tabela de marcaj în această frumoasă zi de sărbătoare. Dar, Vali, cred că la tine în familie cine câștiga? Erai drăguț cu soția? O lăsai pe dumnea ei să câștige la acest război al ouălor? Sau nu, și acolo câștigai tu pe... Nu, de obicei pierd și eu sunt pierzător la acest joc al ouălor, dar... Cred că e chestie de noroc. În momentul acela, nu bine, știu. Tu n-ai timp, Vali Ghiunea, dar mă și gândesc vreodată, ți-a venit așa în minte, măcar cu un prilej, să încerci să faci tu ouăle, să faci un desen din ăsta special, nu știu, în zona ta se obișnuia, așa ceva? În zona unde am copilărit eu, da, se vopsesc ouă, se încondeiază, într-adevăr. Am încercat și eu cu fetița mea anul trecut. În mare parte am reușit, am urmat pașii care ni s-au dat.
e un lucru extraordinar. Mi se pare că ar trebui să facem acest lucru an de an, la fiecare sărbătoare a Paștelui, să încercăm să păstrăm tradițiile. Și că tot vorbim de tradiții, dar și de familie pe care trebuie să o avem cât mai aproape. Malcolm, tu nu ai familia tot timpul aproape. Îți lipsesc cei dragi? Yeah, I typically, I definitely, it's hard being out here alone, but thanks to technology, I FaceTime my parents and my siblings every day, pretty much, just to try to stay connected to them as much as possible. Și cum o să fie tot egg hunting-ul pe canalele de socializare, astăzi, pe FaceTime? That would be very interesting. I haven't really thought that far ahead, but I'm sure we could figure something out. Despre mâncare aici în România, cum ți s-a părut? Pentru că avem o curiozitate, drept să spun, cu toți străinii care ne calcă pragul și îi întrebăm despre mâncare. Noi suntem și foarte mari fani, nu-i așa, Ionel, la noi la emisiune, a tot ce înseamnă tradițional românesc și probabil că și invitatul nostru. Yeah, I tried a couple of cuisines, shamali. Sarmale. Shamali, obviously the shawarma, and believe it or not, I actually kind of like meat. I know it's not like a popular dish out here, well, so that I heard, but I like it a lot. Este un dish foarte popular și să știi că oamenii chiar au o întreagă competiție de a face grătare cu acești mici, deci iată că putem să te înscriem și pe tine. Vali, tu în această perioadă iei din fiecare produs așa, guști sau ai o preferință anume la această mare sărbătoare pe care o traversăm? Într-adevăr, gust din tot ce se poate, cu măsură, mai ales că trebuie să ne cântărim de fiecare dată la echipă la noi, dar gust, într-adevăr, orice se poate, chiar și drop, chiar și ouă, nu e nicio problemă, pot încerca de toate. Și în încheiere, Malcolm, aș vrea să te întreb cum te simți aici la CSO Voluntari, mai ales că acum ați și trecut printr-o perioadă foarte bună din punct de vedere sportiv. Yeah, I feel amazing. This is my second year here. After first year, we had a really good season and it's looking like we're having another good season and hopefully, you know, we could be a contender of the championship this year. Toată lumea a avut un sezon bun. Vali, tu vii de fiecare dată la noi și ne pui la punct cu ce se mai întâmplă și îți mulțumim tare mult că faci asta și că ești aproape de familia noastră Metropola TV. Poveștile tale sunt de fiecare dată extraordinare. Malcolm, te așteptăm și pe tine să vorbim despre povestea ta pentru că sunt convinsă că avem foarte multe de aflat. Nu-i așa, Ionel? Episoadele noastre vor veni în continuare, iar astfel de invitați de seamă, cu performanțe remarcabile în plan sportiv, vor fi întotdeauna bineveniți la Metropola TV. Mulțumim tare mult, dragilor, pentru prezență și nu putem să spunem decât la revedere și să ne vedem cu bine! În această zi de sărbătoare avem onoarea de a povesti cu marea doamna canotajului românesc, președintele Federației Române de Canotaj și o sportivă iubită de întreaga țară, Elisabeta Lipă. Una dintre cele mai valoroase sportive ale tuturor timpurilor, Elisabeta Lipă a fost declarată de Federația Internațională de Specialitate cea mai bună canotoare a secolului 20. Marea doamnă a canotajului românesc se mândrește cu un palmares de invidiat. A fost primul sportiv din istorie care a câștigat 8 medalii olimpice la canotaj și a cucerit 25 de titluri de campioană națională. În calitate de președinte al Federației Române de Canotaj, continuă să sprijine sportul care i-a adus iubirea și recunoștința a milioane de români. Și cum, draga Alice, poveștile aduc oamenii aproape, iată că Narcisa Lecușanu are un dar aparte în a le spune lumii întregi. Singura româncă din Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal și o jucătoare de talie mondială, Narcisa, a venit să petreacă Paștele alături de noi. Singura româncă din Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal, Narcisa Lecușanu, este unul dintre cele mai mari nume ale sportului românesc.
Narcisa se bucură de un palmares impresionant și a făcut performanță atât pe plan intern, cât și la nivel internațional, ea fiind câștigătoarea campionatului mondial de tineret din Brazilia în 2005, finalista Ligii Campionilor cu Old Kim și una dintre cele mai valoroase jucătoare din campionatele Macedoniei, Germaniei și Danemarcei. Bine ați venit și Hristos a înviat! Bine v-am găsit, adevărat am înviat și mă bucur că, uite, de pași fac echipă cu Narcisa. Suflet lângă suflet, am zis să fie o compatibilitate exactă și bineînțeles că v-am adus aici împreună și mă bucur tare mult că ați acceptat să veniți pe la noi. Nu știu ce zice Narcisa, dar eu vă mulțumesc. Adevărat am înviat și eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur tare mult că m-ați adus alături de Elisabeta cu care am făcut echipă și mi-aș dori din suflet să mai fac o dată echipă în orice situație. Nu se știe niciodată cum vor duce aceste drumuri, nu-i așa, Narcisa, către o echipă, poate din alt punct de vedere, dar până una alta vorbim despre sărbătoare și de obicei sărbătoarea este despre familie. Știm foarte bine că sportivii noștri fac eforturi nemai văzute și nemai auzite pentru a avea performanțele cu care ne mândrim chiar toți. Dar câteodată e nevoie și de un pic de sărbătoare, nu-i așa, doamna Lipă, și știm foarte bine că anotajul nu ia pauză decât foarte, foarte rar. Uite, dăm voie să te contrazic. Vă rog din suflet. Dacă nu am avut parte de multe sărbători în toată activitatea mea ca sportivă, de Paști și de Crăciun am avut parte de fiecare dată. În fiecare an. Pentru că eu consider că sunt cele mai frumoase sărbători să fii de Paști și de Crăciun acasă, alături de părinți, alături de vecini, alături de cei dragi ție și este un lucru extraordinar de frumos. Iar antrenorii noștri au înțeles lucrul acesta și ne dădeau drumul în liber acasă. Da, am văzut reacția Narcisei, bucuroasă, norocoasă, doamna Lipă, pentru că am văzut această reacție Narcisa pe tine de foarte multe ori, această frumoasă sărbătoare te-a prins în deplasare sau, de ce nu, chiar eu pe teren. Te rog să ne povestești. Așa Narcisa este. Nu handbalul. Se poate lăuda. Nu, handbalul, din fericire sau din nefericire, da, pentru că vorbim de sărbători și mie, Paștele mie este o sărbătoare dragă și aproape de suflet, prin ceea ce se întâmplă spiritual și sigur, când e posibil să te aduc aproape de familie, dar handbalul așa este. Dacă evoluezi la o echipă care evoluează în cupele europene, ai meciuri, apropo Crăciunul, la fel, se termină competiția supremă și te duci către cluburi unde acolo la fel se trage de tine să te apuci de pregătire, că iar încep jocuri și așa mai departe. Deci cumva handbalul nu are această posibilitate de a alege, pentru că întotdeauna de-a lungul sezonului sunt meciuri atât interne cât și internaționale și cumva parcă nu există pauză și nu-ți aparții când alegi să faci sportul nostru, așa este. Și presupun că ai și simțit, Narcisa, o lipsă a familiei, pentru că tu ești foarte apropiată de ai tăi și știm că cei drept de ceva timp reușești să faci aceste sărbători împreună cu toată familia și cei doi copii ai tăi minunați. Da, așa este. Cât am fost sportivă și am jucat afară, mi-a fost foarte, foarte greu să vin acasă, cel puțin de Paște. M-am nimerit de 2 sau 3 ori de Crăciun și nu e ușor. Nu e ușor printre străini, nu simți acel iz al sărbătorii, nu sunt cozonaci, cozonaci, nu sunt ouăle roșii, ouă roșii și așa mai departe. Și plus, la acea vreme era un handicap, nu e ceea ce face astăzi Patriarhia Română, are peste tot în lume așa câte o mică parohie. La vremea aia nu avea și atunci nici nu simțeai sărbătoarea cu tot ce înseamnă credință și slujbe și așa mai departe. Și chiar mi-au lipsit, vreau să spun, însă astăzi mă bucur tare mult de ele, așa cum zicea Alice, alături de Maria, Iustin și soțul meu Nicu, reușim să mergem și la socrii și la mama, la Bacău, frații, și cumva când ne unim mi se pare extraordinar. Câteodată zic, băi, mi se întâmplă mie? Și da, mi se întâmplă mie. Dar iată, doamna Lipă, spunea că din fericirea dumneavoastră aceste mari sărbători le petreceați oarecum acasă. Cum erau pentru dumneavoastră, o mare campioană? Pregăteați ceva dumneavoastră? Venea mama sau ce se întâmpla? Nu, că mă duceam acasă. Acasă, deci, acasă la părinți. Era obligatoriu? Obligatoriu. Păi cine să te acasă în București? Nu. Paștele nu este la fel ca atunci când faci în sânul familiei cu părinții, cu frații, cu surorile, cu vecinii, pentru că Paștele durează 3 zile. 3 zile
De musafiri. Deci, și de organizare, nu e așa? Și de organizare. Și atunci îmi plăcea. Mama, pe vremea aceea, făcea tot felul de mâncăruri, sarmale înfundate în cuptor, pâinea, colaci. Deci, Doamne, sper să nu mă certe Narcisa, pentru că ea n-a avut parte de Paște și de Crăciun, dar în schimb este foarte bisericoasă, ea ține toate posturile și eu o admir foarte mult pentru că poate să facă acest lucru. Este un lucru minunat să fim aproape de credință, de tradiții, pentru că ținem la ele foarte tare, dar cu toate acestea, chiar dacă ne furișăm printre tradiții, printre mâncăruri, printre obiceiuri, bineînțeles, și musafirii de care spuneați, nelipsiți de asemenea, am fost și noi cândva copii, cu toții. Aici, sub semna ta de față, toate pățănile erau la mine, toate coșurile, eu le scăpam, tot era mă ocupam. Dar sunt curioasă dacă s-au întâmplat astfel de evenimente și la voi, pentru că nu putem să fim tot timpul așa serioși, nu-i așa, doamna Lipă? Nici nu trebuie să fim serioși, pentru că fiecare trebuie să-și trăiască copilăria. Iar eu mi-aduc aminte cu mare drag de Săptămâna Mare, pentru că în acea săptămână părinții ne cumpărau haine noi special pentru Paști. Și în fiecare zi mergeam la biserică. Și normal că era o plăcere extraordinar de mare să te îmbraci frumos și să te duci la biserică, să te vadă lumea. Și abia așteptam aceste sărbători. Și bineînțeles, uite ce iepuraș frumos aveți acolo. Momentul iepurașului era important? Da, care ne face viața mai frumoasă de Paști. Dar acolo, Narcisa, departe de casă, colege din alte țări, alte tradiții, alte origini, cum vă reuneați? Cum petreceați totuși aceste zile atât de frumoase? Da, dar din păcate ne reuneam de fiecare dată, pentru că, mulțumesc lui Dumnezeu, chiar am făcut parte din colective acolo unde noi am fost tot timpul aproape, pentru că eram marea majoritate străine și ne adunam, nu trebuia să fie o sărbătoare. Dar mi-au lipsit, apropo, ouăle, roșii și așa mai departe, nu știam și nu mă pricep să fac nici cozonaci, dar așa cum zice Elisabeta, pe vremuri, mătușa, Niculina, la bunica și noi eram toți călare acolo și suntem familie mare. Eu vin dintr-o familie cu 5 copii, deci era extraordinar de frumos. Iar mai târziu a apărut acel ou din lemn, da, pe care fratele meu, Iulian, tot timpul avea și mă ofticam că n-am știut, eram mai mică decât el. Cu ce mă păi, dar cum, tu cum faci de câștigi numai tu și așa mai departe. Iar astăzi, uitându-mă la copiii mei, pentru că socrii am aici aproape de București, la Ceptura, și putem să-i ducem destul de des, știți ce vreau să vă spun? Marele secret al lor, sunt înnebuniți să meargă în cuibare să ia ei ouăle. Și i-a și spus bunicii, bunii, noi suntem mereu la tine și în weekenduri să luăm ouăle din cuibar, că nu le mănâncă, să știți. Păi uite, vezi, acum a fost și Melcam alături de noi și ne-a povestit despre acest egg hunting și despre ascunsul ouălelor. Cred că putem organiza ceva de genul acesta pentru copii. Cred că ar fi o sărbătoare, nu-i așa? O sărbătoare cu siguranță și îmi plăcea acasă și eu și sora mea să îndeiem ouăle. Era atelier de pictură făcut acasă? Era atelier de pictură care mai de care ne întreceam. Era un concurs, cu ceară, cu aveam spule speciale pentru un condeiat, deci nu era ca acum, te duceai direct și cumpărai ouăle. O adevărată artă, doamna Lipă, probabil, da. Și asta, cu siguranță, o adevărată artă. Dar era, da, clar că este o adevărată artă și ați văzut ouăle din Bucovina cum arată. Da. Cât te chinui ca să le aduci în starea respectivă. Nu văd niciun nou din Bucovina, dar sper că până se termină ziua să aveți. Nu sunt, dar sunt ușor apropiate, adică putem. Este oul de lemn al Narcisei. Narcisa, dacă ai nevoie aici în competiție, e extraordinar. Dar am o întrebare în momentul de față. Doamna Lipă, cred că sunteți șefă la organizare, nu e așa, în ceea ce privește Paștele acasă? Păi cine să fie? Normal că pică pe mine. Prângeți pe toată lumea în jurul mesei? Pică pe mine toată această organizare, dar când vreau să scap, mă anunț în altă parte. E o tehnică și aceasta? Sau sigur. Mai... Păi și până, în definitiv, e foarte bine. Acum este și mama la ea, deci e mai greu să vină la mine, așa că facem Paștele... Dar în continuare în familie. Dar în continuare în familie. Dar Narcisa, după încheierea carierei de jucătoare, iată că ai revenit așa, mai uman, să spunem așa, și ai început să petreci. Da, nu? Da, încet, da, încet, așa intrăm în ritmul sărbătorii și în familia Lecușa. Da, când o aud pe Elisabeta că ea în condeac,
copil fiind, noi, eu acum cu copiii mei, deja și-au pregătit și-au cumpărat și avem tot felul de pensule. Între timp, în pandemia asta, am învățat să pictăm pânze, efectiv, deci cumva ne vom testa și pe ouă încondeierea și picturile noastre pe care tocmai le-am învățat. Nu, îmi place foarte mult și să știți că și noi suntem tot în familie. Trecem și pe la socri, mergem și pe la ai mei, cumva vrem să ne simțim bine și nu numai de sărbători. Exact cum zicea Alice, iubesc foarte mult oamenii și iubesc foarte mult familia și îmi place foarte mult să petrec cu ei pentru că am senzația că viața e scurtă și numai așa cu ce apropiați mă simt extraordinar și probabil că și faptul că am stat foarte mult timp departe de ei, cumva mă face să mă gândesc mai mult, mă trece viața și noi prea mult n-am stat împreună și astea sunt motivele mele pentru a merge mai mult spre familia mea. Și timpul este foarte prețios și, doamna Lipă, niciodată nu stăm. Sportul nu obosește niciodată și nu ia niciodată pauză și avem foarte mult de muncă în ceea ce privește noul sezon, nu-i așa? Sportul nu are voie să obosească. Dacă, și așa suntem, funcționăm cu frâna trasă. Dacă mai și obosim așa și fără să turăm motoarele, la Paris o să vorbim din amintiri. Timpul e mai scurt de data aceasta? Este foarte scurt, extrem de scurt. Mai avem câteva luni, să zic așa, de refacere psihică, după care intrăm în linie dreaptă pentru calificări. Și eu sper așa să văd lumea asta sportului mai agitată așa puțin pentru ce va urma la Paris, că altfel mie că... Sunt convinsă că o să ne întoarcem și de la Paris cu ceva medalii, sub conducerea dumneavoastră și sub îndrumarea pe care le oferiți acestor tineri extraordinară. Și Narcisa, la fel și handbalul, să sperăm că va prinde din ce în ce mai mult curaj, atât la noi în țară cât și internațional, nu-i așa? Da, sigur. Eu mă bucur foarte mult că fetele reușesc în primul rând să fie cel puțin prezente, sigur nu de fiecare dată pe podium și băieții, sper din suflet, am văzut și tragerea la sorți pentru calificările pentru Campionatul European 2024, am văzut o mare șansă pentru revenirea în elita handbalului european și pentru băieți. Mi-aș dori din suflet, de ce nu? Eu sunt româncă și indiferent de ramura sportivă, mi-aș dori din suflet să fim cel puțin acolo și după aia să vedem. Merg după principiul lui Pierre de Coubertin. Important este să fii prezent ca apoi să ai și șansa de a câștiga. Important, doamna Lipă, să fim prezent și să câștigăm, să aducem medalii, așa cum ne-ați obișnuit? Eu nu pot să spun lucrul acesta, că important este doar să participi, pentru că munca este enormă, sacrificiile pe măsură și eu consider că atâta timp cât ai și talentul necesar și faci parte dintr-o echipă olimpică, trebuie să te lupți pentru cea mai strălucitoare medalie, că... De acord, am muncit și eu, din păcate, eu n-am obținut, îi spuneam, nu mai luați pe mine în barca ta să câștig și eu o medalie. Da, deci nu s-a întâmplat, nu este ușor, e mare diferență de la un sport la altul. Eu cred că se muncește în toate sporturile, dar din păcate nu toată lumea putem să câștigăm medalii. Eu am foarte mare admirație față de Elisabeta și colegele ei și mulți alți sportivi care reușesc să obțină și performanțe, pentru că perioada de performanță este una foarte scurtă și nu ieșim la pensie din și cumva parcă te gândești, mă, că nu mai pot să fac ceea ce fac astăzi și îmi place, ce fac după? Uite că nu e foarte ușor să te integrezi după ce ai fost sportiv de performanță și ai alocat viața asta toată, să vii în societate unde ești ca un nou născut efectiv. Așa unde este. Se plătești ratele, unde se aia, unde se aia. Da. Dar ne bucurăm foarte tare că putem să fim împreună în această mare familie a sportului, aici de Paște, într-o sărbătoare atât de importantă. Vă mulțumim tare mult, dragilor, că ați fost alături de noi și a fost o onoare ca de obicei. Mulțumim și noi de invitație și Hristos a înviat. Adevărat. Adevărat a înviat. Victoria, cred eu, este scopul final al oricărui sportiv. Câștigătoare a unui număr impresionant de trofee, atât în România cât și în Elveția, o jucătoare valoroasă a lotului național de volei, dar și a clubului orășenesc sportiv voluntari, Neca, alături de noi, este astăzi în platoul Sport Arena la zi. Una dintre cele mai valoroase jucătoare de volei ale României, Neca, are o carieră de invidiat și este model pentru tinerii care își doresc să ia drumul sportului de performanță. Voleibalista clubului sportiv orășenesc Voluntari a cucerit nenumărate titluri și trofee, printre care se numără 6 titluri naționale, 3 titluri de campioană a Elveției, 2 titluri de campioană a Franței și 1 titlu de campioană a Germaniei. Neca are 10 sezoane jucate în Liga Campionilor.
Dar Alice Neca nu a venit singură, ci însoțită de o tânără campioană națională la atletism, Cristina Spânu. Multiplă campioană la atletism, Cristina Spânu se bucură de titluri impresionante, deși are o vârstă fragedă. A făcut sacrificiul de a pleca de sub aripa ocrotitoare a familiei pentru a-și îndeplini visul de a ajunge un nume mare al atletismului românesc, iar medaliile câștigate arată că este pe drumul cel bun. După primul titlu de campioană națională, tânăra speranța clubului sportiv orășenesc Voluntari dorește să cucerească și campionatul european de juniori. Hristos a înviat și bine ați venit aici la Metropola TV. Bine v-am găsit. Adevărat a înviat. Să știi, Neca, nu am vrut să spunem numele într-un mod nepotrivit. Poți să ne faci o introducere așa pe măsură, astfel încât să nu greșească nimeni, să ne spui numele complet? Da. Neca Obiamaca Oniejecue. Nu am fi reușit. Poți să încerc eu? Oniejecue. Da, foarte bine. Bun, perfect. Nu am vrut să dăm o impresie greșită, nu-i așa? Voi, fetelor, sunteți parte din elita clubului sportiv Orășenesc Voluntari și faceți o treabă extraordinar de bună. Neca, tu ai o experiență de invidiat în ce înseamnă voleiul feminin și te felicităm pentru asta. Mulțumesc. Dar să ajungem la sărbătoarea de astăzi, nu-i așa? Astăzi este Paștele, draga mea. Cum sărbătorești tu Paștele alături de familie din copilărie și până acum? Din păcate, anul acesta nu-l voi sărbători pentru că miercuri vom disputa un meci foarte important și atunci va trebui să ne antrenăm, dar ne-am pregătit așa cum am putut cu colegele mele, am făcut niște ouă roșii, nu am pregătit pască și chestii pentru că mi se pare un pic cam complicat, dar avem ouă roșii, ciocnim un ou și cred că suntem ok. Cristina, tu ești mai tinerică, să spunem așa, și foarte probabil la tine familia se ocupă de toate aceste pregătiri importante. Da, eu doar mă duc acasă și totul este pregătit. Și așa a fost și în weekendul acesta, bănuiesc. Da, așa a fost. Bun, atletismul este o disciplină foarte complicată, nu-i așa? Da. Tu ai și ceva performanțe despre care, haide să vorbim un pic, pentru că ești la început, ești tânără și plină de viață. Da, normal. Păi, sunt campioană națională la săritura în lungimea Under 18 la categoria mea de vârstă, vicecampioană națională la Under 20, o categorie mai mare, și la tineret Under 23 am bronzul. Da, Neca, plină de medalii. Da, foarte frumoasă panoplia asta de medalii pe care tu o obții la o vârstă atât de mică, dar Neca, acolo la fileu, în terenul de volei, trebuie să fii foarte, foarte agilă, așa că acum de Paște, atenție, nu? Bunătățile sunt multe, dar mai mult le uităm. Nu ai gustat din toate, sper. Nu, am grijă pentru că trebuie să rămân, să arăt bine și să pot să sar cât mai bine. Dar povestește-mi un pic de copilărie. Cum a fost pentru tine copilăria în sărbătorile pascale? Toate sărbătorile au fost frumoase, s-a pus accent, în familia mea cel puțin, s-a pus accent pe sărbători și am amintiri foarte plăcute. Sunt foarte apropiată de familie, am doi frați mai mari și de părinții mei, dar și de unghi, mătuși, așa mai departe. Și atunci, nu știu, în primul rând, pentru mine sărbătorile înseamnă să le petrec alături de cei dragi. Nu contează unde, dar dacă sunt alături de ei, pentru mine, asta reprezintă sărbătoarea. Da, Cristina, tu ai tu ai o carieră oarecum la început, deși rezultatele tale, iată, sunt foarte, foarte bune. Până acum ai avut așa concursuri în zilele astea speciale sau de fiecare dată ai făcut în așa fel încât să fii acasă cu părinții tăi? Mereu am fost acasă cu părinții mei până acum momentan, dar de acum înainte, cine știe, probabil o să am și competiții mai importante în zilele de sărbători. Deci greul abia acum începe, Ionel, dar eu sunt curioasă, bineînțeles, pentru că știm foarte bine. Sportivii au o altfel de energie și când vine vorba și de frați, așa cum a spus Neca, sunt convinsă că pățanile sunt la ele acasă, nu-i așa? Îți aduce aminte de ceva ce nu va ieși neapărat cum vă doreați de sărbătorile acestea pascale? De vreo pățanie specială? Ați căutat după iepurașul de Paște, oare, să-l găsiți mai repede? Am mai căutat, dar părinții au știut ce să facă și unde să ascundă iepurașul. Și atunci a rămas surpriza pentru ziua respectivă.
Cristina, o ajutai pe mama ta la cozonac, la ouă, te băgai pe acolo sau domnul ei spunea, Cristina, așteaptă doar produsul finit, că e destul pentru tine. Mai mult cu privire. Da? Nu te bagi. Momentan nu. Dar nu se știe niciodată când îți descoperi o pasiune. Dar de căutat așa să vezi ce mai face iepurașul, poate vine mai devreme, s-a întâmplat? Să zicem, da. Fără succes. Cam așa ceva. Iată că acest iepuraș de Paște Ionel se ascunde foarte bine și este foarte agil. De fiecare dată vine la timpul lui și cu siguranță la toate la timpul lor. Păi Neca, dacă îmi dai voie, cred că iepurașul este foarte agil, ca și ea la fileu, nu? Ai găsit iepurașul mai de fiecare dată totuși, chiar dacă nu, poate uneori erai în competiție sau erai în cantonament, când te-ai întors acasă, iepurașul era acolo. Da, da, am fost cu minte de ce iepurașul a venit de fiecare dată. Și vine și în timpul anului cu surprize foarte bune din punct de vedere competițional, din punct de vedere sportiv. Dar cum a fost perioada în care ai fost plecat în Elveția? A fost mai greu, pentru că na, odată ce ești în țara ta, simți altfel atmosfera sărbătorilor. Aproape de cei dragi. Da, exact. Dar, na, m-am descurcat. Am avut colege care sărbătoreau în același timp Paștele și atunci, de fiecare dată, am făcut în așa fel încât să simțim că suntem cât mai aproape de casă. Cristina, spune-o, doar o singură zi de repaus acum de Paște, pentru că, nu, antrenamentele ne cheamă din nou la sală sau pe teren, nu? Da, exact. Doar una și atât. Deci nu suntem atât de rapizi în ceea ce înseamnă să stăm să vedem dacă mai a mai rămas un pic de cozonac după aceste zile, dacă au mai rămas câteva ou, nu. Trecem direct la antrenament. Exact. Atletismul nu așteaptă, Ionel. Nu așteaptă, performanța nu ne așteaptă și mă gândeam la Neca, nu în prima zi de Paște, în a doua, probabil că am venit la antrenament, colegele vin fiecare, uite mama mea ce cozonac a făcut, dragă, eu am adus ouă. Și toată lumea întinde acolo, probabil, o masă să gustăm, nu? Avem voie. Nu, nu, nu. Nici vorbă. Nici vorbă. Nu există. Regulamentul este foarte clar. Vreau de regulament, dar cred că în acest punct al carierei este foarte important să știm cât avem voie să mâncăm și când să ne oprim și ce avem nevoie. Și odihna este foarte importantă. Și cu siguranță odihna cred că a fost la locul ei și zilele acestea, pentru că am avut timp să fim alături de familie și să avem aceste sărbători aproape, mai liniștite, mai interactive pentru cei care au mai mulți copii și se agită ceva mai tare. Vreau să te întreb, Neca, acum, bineînțeles, intrăm repede la antrenamente, chiar de săptămâna aceasta bănuiesc și lucrurile nu stau absolut deloc și avem și ceva obiective, pentru că arată din ce în ce mai bine CSU Voluntari, secția volei. Da, momentan suntem în obiectiv, dar ne dorim să realizăm mai mult și cred că suntem capabili de acest lucru. Dragă Alice, nici la săritura în lungime nu este mai ușor, nu? Cristina are destul obiective importante în perioada următoare. Ne vei mai aduce, clar, medalii. Da, normal. Nici nu se pune problema. Ce ar fi principalele provocări în perioada care urmează? Păi vreau să mă calific la campionatele europene de atletism care se vor desfășura în Israel. Și asta este principalul obiectiv până acum. Bun, să sperăm că acest obiectiv va fi atins și cu siguranță cele două fete vor veni să ne mai povestească despre viața lor, despre ce sacrificii trebuie să faci atunci când ești acolo prins în antrenamente la sală. Știm foarte bine, antrenorii își fac foarte bine treaba la CSU Voluntari și rezultatele sunt pe măsură. Așa este, așteptăm în continuare, nu, rezultate de acest nivel. Trecem cu bine la această sărbătoare și ne întoarcem, dragilor, la treabă. Normal, da. Siguranță. Dragilor, vă mulțumim tare mult că ați fost prezente într-o zi de sărbătoare atât de importantă pentru noi aici la Metropola TV. Nu putem decât să vă urăm succes și vă mai așteptăm la noi în platou să stăm de vorbă câte și mai câte povești. Cu drag, mulțumim de invitație. Familia Zaharia, alături de noi, Amato și cei doi fii ai săi, Iani și Amato, câștigă medalii după medalii, centuri după centuri. Multiplu campion european și mondial, maestru emerit al sportului și omul care a pus bazele Federației Române de Kempo, Amato Zaharia este primul român care a ajuns în structurile internaționale de conducere din domeniul artelor marțiale mixte.
Pasiunea pentru sport și setea de victorie au fost transmise din generație în generație, astfel că Yamato, Yani și Timon Zaharia calcă pe urmele tatălui lor și cuceresc trofee după trofee, toți trei fiind multipli campioni naționali, europeni și mondiali. Yamato și Yani Zaharia au cucerit trofeu după trofeu și împreună un număr impresionant de medalii pentru România. Bine ați venit alături de noi în această zi sfântă, domnilor, la Metropola TV. Hristos, mulțumim pentru invitație și adevărat înviat. Ce faceți tot în familie? Văd că ați venit și cu două centuri, sunt proaspăt câștigate. Alături de noi ar fi trebuit să fie și Timon, fratele cel mic al lor, care și el este campion european și mondial, dar școala nu-i permite deocamdată să plece. Este în proiecte în momentul de față și suntem convinși, chiar dacă e o mică vacanță, trebuie să acopere aceste proiecte, nu-i așa? Întotdeauna. Nu e nicio grijă, l-așteptăm cu mare drag. Vorbim despre această sărbătoare cu mult drag și nu-i așa? Voi de fiecare dată a trebuit să faceți și ceva sacrificii, nu-i așa, Ionel? Au fost dăți în care competițiile v-au prins chiar în timpul sărbătorilor pascale, nu-i așa, dragilor? Am avut competiții și în timpul sărbătorilor de Paște, pentru că în alte țări, perioada sărbătorilor este cu totul alta, depinde de religie, alții chiar nu au Paștele. Și atunci, bineînțeles că am fost la competiție, de multe ori ne-a prins în autocar și am sărbătorit așa cum se cuvine, în autocar alături de colegii noștri. Da, asta urma să întreb eu acum, cu siguranță că în bagajele pentru competiție și pe ce au loc acolo și puțin drop și un două, nu? Ca să fim așa, în spiritul sărbătorii de Paște. Da, din păcate exclus așa ceva, pentru că mulți dintre sportivii noștri, așa cum se spune în sportul nostru, fac slăbire. Trebuie să țină categoria. Dar le arătam așa un pic și nici atât. Nici măcar nu le arătam și abia după concurs serbam și noi așa cum se cuvine. Dar înainte, în perioada de copilărie, nu-i așa, dragilor, cred că lucrurile stăteau un pic altfel, nu-i așa? Yani Yamato, ce părere aveți? Aveți vreo amintire despre care ați putea să ne povestiți? Păi de fiecare dată mergeam la biserică să luăm lumină, spăgeam ouăle. Cum este cine câștiga Yamato? Spunem repede, cine câștigă la spartul ouălelor? Cine băga cimentul nou. A, sau cine avea ou de lemn, nu-i așa? Da. A fost Narcisa mai devreme și ne-a spus că ea nu înțelegea niciodată cum fratele ei mereu câștiga pentru că avea un ou de lemn. Yani, ești campion? Vrei să încercăm? Încercăm, bineînțeles. Bun, atunci eu vedem mai... Cel de lemn. A, am înțeles, ca să știi sigur că ai câștigat. Deci e bună practica, să spunem. Normal. Așa. Și dacă nu câștig, că avem suficiente ouă să arunc. Ca să încercăm. Dar... Acasă, Yamato, se făceau concursuri de Paște, eu știu, cu familia, ca la fiecare familie, nu? Importantă? Absolut, absolut. Cine câștiga? Important. Fiecare pe rând, eu și copil fiind, mi-aș fi dorit să câștig întotdeauna, așa cum îmi doresc și acum, această dorință nu m-a părăsit deocamdată. Nu se întâmpla de fiecare dată. Bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, era mai meseriaș decât mine la povestea asta. Nu știu, ținea degetul într-un anumit fel acolo pe tactică, unghia, tactică, strategie. Și mă cam dovedea, da? Una peste alta, era important că eram toți împreună. Armonia în familie este cea mai importantă. Faptul că ne adunăm toți la oaltă diverse ocazii și acest lucru ține unită familia. Este foarte important acest lucru. Și la fel procedez și eu cu Yani, cu Yamato, cu Timon. Suntem împreună cu toții și chiar acum o să plecăm la părinții mei, undeva în afara Bucureștiului, să servăm împreună. E un lucru extraordinar că sunteți aproape de cei dragi de fiecare dată, dar vreau să știu cine o ajută pe mama la toate pregătirile acestea. Băieți, faceți competiție între a așeza masa, între a pune toate preparatele în ordine sau căutați după iepurașul de Paște? Facem competiție între a ne eschiva din această situație. Și e cineva care și pierde, Yamato? Nu. Nu? A reușit cu desăvârșire. Am învățat să aprind focul la răgaz. Și eu mă chinui de vreo 30 de ani să găsesc cheia de la bucătărie. Dar nu... Am înțeles, dar n-a fost să fie, nu? Nu, n-a am fost. Este atât de bine ascuns încât nu. Dar nu, cu siguranță mama voastră face o treabă extraordinară, nu-i așa? Și nu este niciun loc ca acasă și nicio mâncare ca a mamei, nu, dragilor? Normal. Da, pe de altă parte, plăcintă ca lui mamaia. Fiecare vine cu câte ceva specific. Mama cu sarmalele, mamaia cu plăcinta. Cine vine cu vinul? Yamato? Tata e.
Tata e meseriașul la, tatăl meu e meseriașul la povestea asta cu vinul. Are un vin roșu pe care îl produce la el în curte, senzațional. Și bineînțeles că el produce, dă la toată lumea cadou în diverse ocazii. Este adevărat că și el îl mai degustă, să spun eu așa, din plin. E un lucru frumos că, că aveți timp să vă adunați și că respectați și tradițiile. Am tot spune că totuși în continuare mergeți la biserică și respectați așa în măsura în care vă permite timpul, pentru că aveți foarte multe competiții de onorat și de pregătit foarte aprig, nu-i așa? Normal, încercăm să facem toate lucrurile normale atât timp cât ne permite timpul, cât suntem în țară, cât suntem împreună, când avem antrenamente, nu avem pregătiri centralizate și așa mai departe. Și cum Ionel, acasă la familia Zaharia, în fiecare zi poate să fie rost de un antrenament, că doar am vorbit de atâtea ori despre asta. Este evident că frații, în special băieți fiind, joaca lor cea mai importantă este datul cu capul de pereți sau de pat, se tăvălesc, este frumos. În mod sportiv și absolut fără să se întâmple nimic rău. Vreau să precizez, pentru că suntem anul acesta într-o formulă foarte frumoasă. Anul trecut, Iani de Paște a cam suferit, că după cum știm a fost la un pas să-și pierdă una din mâini, lovind în geam, tendoanele tăiate. Și Paștele de anul trecut a fost cu amintiri, să spun eu așa, din acest punct de vedere, cam neplăcute. Problema, sau mă rog, bucuria noastră a fost ulterior, când la 6 luni după acel accident a ieșit campion mondial de MMA, ceea ce pe noi ne-a bucurat foarte tare. Iani, dacă tatăl este și antrenorul, cu ochii acolo atenți la bunătățile astea de Paște, nu prea, mai mult așa cu privirea, doar că și de altfel, dacă guști acolo câte ceva, a doua zi, deja antrenamentul este dublu, dragilor, cred. Da, pentru că eu mănânc foarte mult cozonac, dar fără stafide. Asta este preferința. Stafidele le iau eu. Exact, sunt foarte multe glume pe internet cu să fie pedepsiți cei care pun stafide în cozonac. Pot să relaționez cu asta, pentru că nici eu nu am pus stafide în cozonac anul acesta, deci suntem pe aceeași lungime de unde. Acolo și să le iau și pe acele. Sigur că da, ți le aduc cu mare drag, dar bineînțeles ne așteaptă și ceva competiții în perioada următoare, nu-i așa, Amato? Absolut. Vom participa la campionatele mondiale de Kempo din Tunisia. Mergem acolo cu un lot puternic de 60-65 de oameni, foarte multe țări și sperăm noi să venim din nou pe una din treptele podiumului, pentru că deja pe prima treaptă este din ce în ce mai greu. Da, dragă Alice, iată că invitații noștri au câte o centură pe umăr. Pe umărul celălalt, cu siguranță, va veni următoarea centură. Pe omorul celălalt, la brâu. La brâu avem unde să le depozităm. Avem destul loc. Competiții avem, așa că provocările trebuie sunt... Trebuie să le și aducem acasă. Mai ales că anul acesta, după cum voi știți că am mai spus-o, Yamato are și o provocare din partea unui luptător din Dagestan. Și bineînțeles că va onora această provocare în cadrul campionatului mondial și vom vedea acolo ce se va întâmpla. Deci, repede, de la întâlnirea cu familia, de la întâlnirea cu rudele și de la masa de Paște, zilele acestea din săptămână, mergem din nou la antrenament și ne pregătim pentru viitoarele provocări. Se mută familia de la masă pe tatami și în ring. Bun, îl luați și pe bunicu? Măcar să vă vadă, să fie acolo alături de voi? Să ne dea puțină încredere, ne dă 50 de încredere. Puține încredere, da, bineînțeles. Deci acum, Alice, după această mare sărbătoare, până la următoarea, spre finele anului, zi de zi la treabă, domnilor, că nu ne lasă competițiile, provocările importante. Care noi, noi nu lăsăm antrenamentele absolut deloc, chiar și la casa părinților mei, care este, așa cum am spus, undeva în afara Bucureștiului, taică mie mare amator de pescuit și a luat special o casă undeva pe malul unui lac, antrenamentele au loc chiar și acolo. Adică avem și acolo sacul de antrenament, avem saltelele, avem și o piscină și se întâmplă lucruri frumoase. Alice, strategic aleasă această destinație, nu degeaba merg acolo, pentru că în bine așa, utilul cu plăcutul, nu se poate altfel. Nici nu terminăm repede această sărbătoare și, bineînțeles, competițiile nu ne așteaptă, Ionel, în niciun sport. Despre atât de multe am avut ocazia să vorbim astăzi și cu atât de mulți oameni dragi nouă și sportivi de înaltă clasă, astfel încât nici nu am simțit, Ionel, cum a trecut timpul, din păcate. Dragilor, nu pot decât să vă spun mult succes în continuare. Sper că ați avut un Paște extraordinar și în continuare sărbătoriți cu drag. Și, bineînțeles, vă mai așteptăm pe la noi să stăm de vorbă pe larg despre tot parcursul de anul acesta. Sărbători frumoase tuturor din partea noastră. Mulțumim, sărbători fericite. Frumoase.
Mulțumim tare mult, dragilor. Din păcate, da, timpul a zburat, Ionel, și astăzi parcă am simțit așa ca niciodată și o sărbătoare atât de dragă nouă nu putea fi încheiată decât cu bucurie și cu urări numai de bine. Așa este. Să vă rămâneți cu toții bine și să ne vedem în fiecare zi aici la Metropola TV. Hristos a înviat, dragilor. Ne revedem mâine la Sport Arena la zi.